Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe barbă neagră și fraților, înainte să începe, bineînțeles, FS22, modha.com, locul de unde eu îmi descarc în fiecare zi modurile. Acum, fraților, suntem evident pe Elm Creek și dăm beach aici, suntem practic de unde am rămas ultima dată și am aici baloții pe care eu o să trebuiască să-i pun deoparte. Doar că de data asta vreau să încerc altceva, vreau să vin puțin ocoliș, pentru că vreau să văd dacă pot să-i pun pe ăștia peste cei pe care deja i-am plasat. Așa aș putea să fac un pic de turnuleț, ceea ce nu știu sigur dacă va merge, dar ar fi super tare dacă va merge asta, clar categoric. Bun, suntem cu Valtra și cu ceea ce eu numesc cea mai tare, cea mai mișto remorcă pentru baloți din FS22. Ca și mod. Asta este. Deci mai bună decât asta, eu personal nu am găsit. Bun, hai să găsim aici o posibilitate de a o da jos. Avem unloading, jap, deci o putem pune colea așa, ca și, mă rog, acum ne arată o estimare, să vedem cam pe unde ar veni. Pot să ridic sau să cobor? Ia stai să vedem. Deci aici nu. What? Tocmai ce am descoperit, suspensia frontală la acest Valtra. Du-te în căcat. Uitați-vă și voi, avem suspensie hidraulică. Iau! Ok, trebuie să-mi iau Valtra asta neapărat. Deci musai trebuie să-mi iau. Sper să nu am probleme cu controlele, să nu coincidă cu cele de la remorcă. Asta e singura mea chestie. Deci, și să nu mă limiteze cumva, știi? Avem unload side right. Oh, man, deci putem să schimbăm, dar nu pot să o pun. Și dacă pun așa mai îndăvoi, asta e un pic. Încerc să intru în celălalt morman de pe... Aha! Deci nu merge pe deasupra pentru că se înroșiște cubul ăsta estimativ. Well, shit. Speram să funcționeze, să punem și noi deasupra, dar se pare că nu funcționează. Ah, no, în cazul ăsta o să-l pun lângă, doar că o să trebuiască să mai vină o dată pentru că trebuie să vină aproape perfect. E o leacă înghesuială pe aici pe la mine. Mă rog, că chestiunea, nu prevedeam eu că pun sute de tone, pentru că în momentul de față avem 231 de tone de paie sub formă de baloți. Așa că asta e o treabă pe care eu nu o luat-o în considerare. Mai avem o problemă, o să vă spun în câteva secundele, pentru că nu știu exact cam cum să o rezolv. Bine, am idee cam cum să o rezolv, doar că nu este o problemă foarte ușor de rezolvat. Duce la financiare, atâta zic. E de bani problema, e o problemă pur românească. Mamă, cum fac eu acum la dreapta? Ok, fii atent, hai să o luăm așa, după aia maxim dreapta, după care stânga și încerc să o îndrept așa. Baloții mei nu vor sta drepți. Vezi, asta este problema, dar poate reușesc să fac ceva aici. Încerc, dar am 17.000 de direcții. Și e destul de dificil să orientez baloții drepți, fără să-i distrug pe ceilalți. Bă, cred că deocamdată aici este permisibil, cred că e ok. Îi dăm confirm unload placement, îi dăm B. Boom! Și acum am făcut al doilea morman de baloți. Acum, fraților, problema cu care eu mă confrunt este următoarea, și anume eu vreau să închiriez neapărat, să iau în arendă, dacă vrei, terenul 68, pardon, ăsta. Este cel mai mare teren de pe hartă, din câte eu știu. Da, este categoric cel mai mare teren. Și ăsta mă va costa pe mine zilnic nu foarte mult. Dar problema e că eu trebuie să dau foarte mulți bani deodată. Mai exact, pe mine zilnic mă va costa 12.000 de euro. Dar dacă să-l închiriez, mă va costa 61.000 de euro pentru prima dată, pentru prima zi. Apoi eu toți banii îi am la 43.000 de euro, așa că trebuie neapărat să mai fac niște bănițoi, ca să pot să-mi permit acest teren. Deci, după cum bine vedeți, situația nu este foarte roză. Acum, pentru treaba asta, hai să parchem un pic cu Valtra Coleșa. Eu am ceva închiriat, vreau să-mi... Oh, ok, nu doar că am ceva închiriat, am foarte multe lucruri închiriate.
Cu ăsta mai lucrăm când place. Ok, le lăsăm deocamdată așa. Hai să facem un pic cu scurat aici. La animăluți avem tot ce ne trebuie. Vreau să îmi produc în continuu, fără stres. Avem slurry foarte mult. În rest, se pare că le lipsește ceva și nu înțeleg ce Dumnezeu le mai lipsește, pentru că le-am pus ultima dată o grămadă. Lapte nu mai iau. Stai să vedem ce Dumnezeului le lipsește la văcuțe. Bă, ăstea mereu au ceva. Silici le mai lipsește. Nu? Avem straw? Ba nu, le avem pe tot, what the fuck, le avem pe tot în afară de straw. Avem și silici, avem 9 tone. Chestia asta ce se vede aici, aici avem 9 tone. Nu e rău, nu e rău deloc. Jesus, uite colțul ăsta, hai mă să-l facem acum. Mereu uit de acest colț. Landscaping, pack, painting și băgăm pe pietriș vrea? Da, pe pietriș vrea. Să facem colțulețul pe unde vine robotul. Cam așa. A, să facem și partea asta un pic, că mai avem o porțiune mică. Uite cu alea așa. Fix unde este rezervorul. Băi, dar e super enervantă treaba asta, pe cum, dai. Eu cred, adică nu bag mâna în foc, dar totuși este ora 2:30. Văcuțele mele nu au mâncare și eu nu cred că roboțelul ăsta face îndeajuns de multă mâncare ca să le mențină în viață, pentru că are tot ce îi trebuie. Uite-te în jos, deci dacă ne uităm jos, are tot ce îi trebuie. În afară de stro, care stro nu ar trebui să aibă nimic de a face. Corect, avem stro, fii atent, avem 8 tone de paie. Ce nu am eu sunt paiele împrăștiate înăuntru. Paiele împrăștiate înăuntru sunt pentru a putea să... am la asta frontală? Avem. Sunt pentru a putea să luăm după aia îngrășământ de graști. Deci nu are nicio legătură cu rația mixtă. Sunt două lucruri total diferite și rația mixtă poate fi făcută în momentul de față cu două ori cu orice. Că avem de toate și nu înțeleg de ce nu funcționește. Putem să luăm ceva balos de aici. Da, fuck it. Hai să mergem pe partea asta. Da, așa că ne exercităm aici noi noștri baloți. O să deschid, se deschide porțiunea din spate? Nu se deschide, ok. N-are nimic, n-are nimic. Să mă duc cu rigitracul, mai am ăla pe aici, stai să mă uit. Deci normal trebuia să văd un front loader. Știi că nu mai știu unde l-am pus. Nu te-ai fi pus eu front loader pentru că clar eu îl am. Am aici front loader? Am de la Hauer. Unde ești, băiatule? Hai să te văd, dar înainte de asta, hai să comutăm pe greutate și o voi cupla pe spate, pentru că, evident, nu am... Bine, aș avea loc și cu o furca pe față, doar că atunci nu mai am contra greutate la baloți, știi? Asta e faina rigitracul ăsta, pentru că poți să faci astfel de întoarceri foarte ușor în spații înguste, cum ar fi zona asta din ferma mea și mă rezolvă minunat. Vreau să mă duc aici la magazin, în punctul de spawn, să văd dacă am... Uite-o, mă, aici, mă... Hai să dau... Balot ăsta un picus la o parte. Și vin și cuplez aici. Trebuie... O să fac curat la magazin, doar că zona asta este foarte importantă și eu vreau să o gândesc un picuț. Oh, ho, 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 ho. Bun, avem de toate. Avem de toate. Vamonox! Putem să conducem așa dacă mă deranjează furca pentru vizibilitate. Pot să merg așa oricând. Bun, cred că aici am să bag doi balos, cred că e în regulă, că după aia cred că exagerez. Doar doi încât să fie în regulă. Deși din nou, eu nu cred că asta ar fi problema. Știi ce? Hai să-i luăm pe ăștia doi care se pare că sunt fix unul peste celălalt. Ia uite-i acolo. Bun. Rigitracul este excelent. Este mai mult sau mai puțin ca un telehandler, pentru că are direcție față-spate. Bun, doar pe ăștia o să-i pun. Da, așa. Greutatea pe spate o voi lăsa jos. Pentru extra stabilitate. Vezi? Oh, shit! Oh, shit! Stai, lasă-te jos. Funcționează, doar că dacă mă joc cu ea, evident că e nărăvașe. Fraza asta poate fi luată și din context. No, bun. Aș putea să o las fix aici. Ați. Ok. Sus cu ea.
Și în momentul de față ar trebui să fim super în regulă. Bun, furca o voi lăsa aici lângă. Am aici un loc de parcare fix colea. Acilea. Ce ai făcut atât? Ce ai făcut? M-ai lăsat greutatea jos. Trebuie să o las și pe aia pentru a putea să o cuplez pe, pe față. O facem așa și o luăm direct din mers. Ia fi atent. Gata. Ha! Mi-a mers treaba, a luat-o din mers. Very nice. Sper să fac aici legătura, că dacă nu faci am îmbulinat-o. Bun, cumpărăm și aici, hai să împrăștiem. Vamonos! Așa mai știu și eu văcuțele în regulă. Eu după aia plănuiesc să împrăștii și cu îngrășământ de graș peste teren pentru a-l fertiliza. Așa că este foarte important pentru mine ca eu să am balegă. Și bineînțeles pișălău, este și ăla destul de important. Am ajuns la văcuțe. Am... What the fuck? Am rămas fără balos, coai, what the fuck? Ia-te, mă și miram de ce Dumnezeu nu mi-apare aici butonul ca să pot să împrăști. What? Unde l-am pierdut? Am venit pe aici, dacă nu mă înșel? Unde căcata am pierdut baloții? Mai aproape? A, uai, ia! Ia uite unde erau, bă, băiatule, bă! Jesus! Alte probleme de oameni bogați. Așa ceva. Deci trebuie să o bag perfect? Da, mă, perfect trebuie să intri și după aia dacă pun și pe asta pe deasupra. Asta cred că nu stă foarte bine, dar mie mi-au costat ambele atunci. So, deci nu la un unghi deloc, că e nasoală treaba. Jeez, man, ok, o să conduc așa un pic mai grijuliu, să mă uit în spate la remorcă, pentru că altfel nu mai îndrăznesc. Eram bun o kingă, dar nu am king la asta. Mă rog, nu cred că apare văzut autorul treaba asta. Dar e bine de știut, e bine de știut. Că trebuie să fiu un picuț mai grijuliu. Gata, și acum îi dăm cu împrăștiere. Barabing, barabung. Avem aici 8 tone. Da, 8 tone și ceva, un singur balos. Deci ce vorbim? Vorbim de o chestie super majoră, da? Bun, aștept să termin asta. Și după aia trecem și la al doilea balot. Și, bă, nu ar trebui să mai există niciun fel de problemuță. Dacă uităm aici în dreapta jos, putem vedea că există numai cifre. Așa că nu înțeleg de ce văcuțele mele nu au mâncare. Normal ele mai au, că uite, mai au 666 de litri. Dar temereul ăsta, adică mai avem totuși, dacă ne uităm la ceas, este și 43. Ajung 600 de litri până la fix? Că dacă nu, e până la șperlie. Să fie calculat totul, să fie așa la perfecție, gen... Ofi? 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 Mă rog, eu i-am pus acolo să-i fie de bine. Bun, acum... Trebuie să fac neapărat niște bănișori și pe ăștia o să-i facem cu asta. Cu asta vom merge. Așa, trebuie să iau ouă. Trebuie să iau după aia ce mai am pe acolo niște gogoșele. Așa că trebuie să ne punem pe a face niște bănișori. Mai exact, trebuie să mai fac încă 20.000 cel puțin. Așa, cum mai acum? Deci eu aveam pe saci și acum am dat pe paleți, în regulă. Hai că merge, funcționește, deși nu mai mi-arată la informații butonul, îl rețin. Bun, voi da o rută și prin zona asta pe unde mai îndepozitez eu uneori paleți, să văd dacă mai am ceva ouă, ca să le pun și pe ele, normal ar trebui să avem. Ia să vedem, aici sunt multe. Yep. Și pe alea o să le las, că alea cu siguranță o să mai întrebuiască și în altă parte. Bun. Acum, hai să vedem unde se vând ouăle cel mai bine și pe aia mergem să facem niște bănișori. Asta îmi lipsea mie. Avem eggs, care se vând cel mai bine. Avem așa, 27, 27, 29. La Johnson's Farmers Market. Nice. Asta este fix stânga sus, da? Exact. Bun, perfectos. Vamonos! Mergem cu ouăle. Vom lua foarte bine pe ouă. Deci eu cred că vom depăși 100. Încă nu am făcut așa un calcul, gen.
Dar eu cred că vom lua foarte, foarte bine. Ne vedem fix acolo. No, hai să vedem acum cam cât scoatem. Dacă mai rămân bani și de altceva, mai fac și o investiție. Ia să vedem. Gata. Deja acum avem bani de acel teren, ceea ce sunt... păi depășesc și 150, cred. A, mă duc prea tare? Mă duc prea departe cu estimarea mea? 130? Nu, nu mă duc. Chiar mă duc foarte bine. 145? Ia fi atent. Au, deluț 150, fii atent că vine. Adevărat! 154? 160? 157, boșilor! Cum se poate așa ceva? Verinicesc! Așa da, tată! Frumos, frumos! Hai să vedem terenul, pentru că sunt foarte curios de cum e el și o să conduc până acolo, o să mă duc cu dubița, pentru că vreau să-l inspectez. Acum avem motiv să conducem pe sub podul ăsta fain. Ah, nu pot să cred că nu-mi intră! Nu-mi intră asta sub pod! LOL! Și nu am... La asta nu am suspensii ce se modifică. Uite o situație în care suspensiile alea care se modifică pe înălțime sunt absolut geniale. Trebuie să vin cu altceva pe aici, că dubița nu încape. Jesus! Băi, la asta nu m-am gândit. Ha! Ce chestie! Da, este într-adevăr o reală problemă și acum mai avem și pe aici copocelul ăsta. Mamă, 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 hai că am putut, am biruit, am biruit, am biruit. Bun, și pe dreapta ar trebui să vedem acum terenul 68. Ăsta este cel mai mare teren de pe hartă. Se pare că în momentul de față avem o cultură foarte, foarte stricată. Numai luăm decât 30% din ea, că e plină cu iarbă. Avem ors, ceea ce nu este atât de rău precum ați crede. E ready to harvest. Yield bonus plus 55? A, din cauza că fertilizat 50%. Ok. Și îmi dă iarbă large. Adică este foarte nasolă. Despre asta este vorba. Păi, fraților, eu să profit de treaba asta. Profităm la maxim. O să parchez un pic pe lateral, pentru că vreau să duc combina, să o pun direct la treabă, să nu mai stăm la discuții. Și vreau să mă mișc destul de repede, pentru că este ora aproape 3 și eu am închiriat acel header. Dar, da, vreau să-l folosesc și la terenul ăsta. Asta este un header închiriat, vreau tot așa să-mi fac bani și să-l cumpăr, pentru că este absolut genial. Dar înainte de asta, bineînțeles, nu trebuie să uităm să închiriem sau să luăm în arendă terenul. Așa că terenul 68, mai verific o dată, să mă asigur eu că totul este în regulă. Terenul 68, ok. Am mai făcut greșeli în trecut, știi? Și de asta îmi place să mă asigur tot timpul. Bun, și ăsta costă normal 614.000 de euro. Mult! Are 10 hectare și îi dăm pentru 12.000 pe zi închiriere. Nu știu dacă veniturile mele pasive îmi acoperă asta, nu știu. Mă rog, 61.000, ia-i de aici, barabing, barabung, mai avem 95.000, suntem totuși pe bine. Nu stăm chiar atât de rău cu bănișorii, de asta i-am făcut să-i dăm, să-i investim mai departe. Așa că o să încuresc loc pe aici. Trebuie să mă uit totuși care este drumul de la mine din fermă. Deci ies la strada principală și când fac la dreapta? Că nu am acolo, am decât șina de tren. Pot să fac la 42 și pe 47, dar tot trebuie să traversez șina de tren cumva. Poate am loc pe lângă terenul 70, dar după aia vine un râu. Bă, mă, cam pune să ocolesc aici. Ok, nu prea e ok situația mea aici. Și mă pune să ocolesc ori pe sus deasupra la 39, ori pe jos. Urățică trebuie ușorică. Hai să vedem dacă putem să o păcălim un picus pe lângă trenul. Dar nu e, că după aia am râu. Poate pe șina de tren, dar vine trenul. Oh my god. Ok, o să merg până la șina de tren. Și vedem că aici ar trebui să fac la dreapta. Pe șina de tren, doar că știu sigur că vine trenul. Așa că nu prea îndrăznesc în momentul de față, îl aștept. Până una alta o să mă fac foarte practic și vin să înapoiez că avem aici. Super! Am înapoiat, se pare, Uger Wagon-ul închiriat. Așa că nu avem ce să mai dăm înapoi, îl luăm doar pe ăla pe care l-am cumpărat. Bun, a venit trenul. Îi dăm bice.
pe șira de tren. Mă bazez totuși că am roțile astea frontale duble și aș putea să bag și... A, uite mă, că e combina atât de lată că merge să bag șina de tren gen în mijloc. Și așa nu ai niciun stres. Cu tractorul nu aș putea să fac chestia asta. Podul ăla nu l-am văzut acolo și am condus. Oh my god. Eu am condus din față. Mamă. Ok, abilități de șofer, trebuie să recunoaștem ce e al meu, al meu. Abilități de șofer, boșilor. Foarte tare chestia asta. Faptul că șina de tren este mai îngustă decât lățimea dintre roțile combine. Asta m-a ajutat foarte mult, pentru că de acum încolo pacia o voi lua. Genial. Bun, o să facem o deschidere la header acum. Deschidem și header-ul și combina. Cred că m-am cât de cât în regulă. Este un teren foarte mare, așa că această combina are un bunker cam mic, mai ales cuplată cu header-ul ăsta imens. Ia să vedem aici. Vreau să lase și paie pentru că vreau să le folosesc pe astea. Atât. Atât. Bun, perfecto. Și combina a plecat. Se pare că trebuie să o și repar. Bun, avem 95.000 de euro în momentul de față. Aici o să opresc motorul pentru că am terminat treaba. Bun, hai să ne facem în continuare treaba până când ăsta, până când combina rezolvă cultura aici. Trebuie să vin neapărat cu un Uger Wagon, cu o remorcă, ca să pot să descarc orzul. Mamă, mamă, deci, băi, vreau și eu să trec peste podul ăla, până acum nu am niciun utilaj care să încapă. Clar Iveco, nu? Clar combina nici atât, deci joacă pe aceasta. A, 80% deja, păi stai, man, că abia m-am pornit și eu. Stai așa, că eu nu-s două persoane. Oh, 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 mamă, ce repede am trecut peste podul ăla. Holy tet. O plăcere, o plăcere. Dacă toate utilajele în jocul ăsta ar face drifturi precum acest Iveco, ar fi mirobolant. Mirobolant. Merg să-l parchez. Gata, 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 sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Aia a fost. Și acum îl băgăm în spate. Încerc să mă grăbesc. Și mă grăbesc după cum bine se vede, pentru că sunt situații și situații. Hai să luăm pe ăsta. Mă gândesc. O să las bergamo aici, o să las remorcuța aici, momentan nu mai avem nevoie cu ea. Mai avem nevoie de ea și luăm ceea ce eu am cumpărat tot așa. Pentru că mi-a plăcut atât de mult această remorcă după ce am folosit-o. A trebuit neapărat să o am pentru mine, pentru că am știut că o voi folosi de fiecare dată la fiecare cultură. Bă, și mi-a apărut. Gata. Acum, cu asta din nou, ori vin pe sus, ori vin pe jos. Stai să vedem. Aici cred că am să abordez altă soluție în speranța că va merge să o iau pe sub pod. Să iau pe aici. Bun, 39-36. Doamnește! Doamnește să meargă, ia! În speranța că poate, poate tractorul ăsta va merge pe sub pod. Voi încerca pe acolo. Totuși dubița este mai înaltă că e făcută să fie încăpătoare. Tractorul nu știu sigur dacă are aceeași înălțime. Nu-mi dau seama și ea dacă ar avea aceeași înălțime. Habar n-am, nu știu. Vedem acum, testăm să vedem dacă poate să treacă pe sub pod. Ia, țineți-vă bine. A mers, am reușit. Am reușit, am biruit. Very nice, very nice. Cred că nu mai are... Adică cred că nu mai are nevoie să mai luăm încă o remorcă adițională. Momentan o să jonglăm cu asta. Când asta se va umple, probabil voi mai aduce una. Nu mă așteptam sincer să se umple combina atât de repede, ținând cont că avem iarbă pe peste tot și cultura este compromisă. Asta este o adevărată reală surpriză, dar probabil terenul este atât de mare încât chiar și cu cultura compromisă tot obțin în cantitate babană. O să-l mut mai în față. Trebuie să aștept să-și fac aici treaba pentru a-l muta și mai în față, pentru că... Nu știu dacă mai aduce... Nu știu dacă mai ajunge remorca asta pentru tot terenul. Sunt între
Între. Să mai aduc una, sunt cam așa. În fine, după aia va trebui să lucrăm un pic la terenul ăsta. Vreau să văd dacă are nevoie de fertilizări adiționale precum lime-ul. Pentru că dacă are, o să trebuiască să muncim ceva la el. Nu are. Deci lime nu are. Are nevoie de arat? Nu are nevoie de arat. Are doar nevoie de fertilizat. Genial! Asta vroiam să aud. A fost o investiție foarte, foarte bună. Și Și fraților, ne pregătim după această recoltă, ne pregătim pentru următoarea noastră recoltă babană monstruoasă. Și dacă preferați o recoltă anume, vă rog să-mi o scrieți în comentarii, dar vă rog să-mi spuneți și de ce ați vrea să punem acea recoltă, cu ce m-ar ajuta pe mine mai mult la fermă. Dacă e porumb, de ce să mai facem siliș, de ce? Ziceți-mi în comentarii o recoltă și motivul pentru care ar fi bine să o punem și noi ne vedem data viitoare. Până atunci v-am salutat, numai bine, pa, pa!